Et ça, qu'on se recommande, ça porte un médic, un bolnav de cordes. Exact. Se purta blând, dădea sfaturi, un adevărat părinte al cardiologilor. Aveam o stimă deosebită și eu, acum ca preot îl pomenesc la Sfânta Liturghie. De ce? Pentru că înainte de a merge la operație, a trecut așa pe la picioarele mele, m-au prins picioare părinții, noi am făcut cât am putut, cât omenește posibil, de acum cu Dumnezeu înainte. Și la el este de acum toată speranța. Și vorba lui m-a întărit atât de mult, adică mi-a dat curaj să lupt și dovadă că cu ajutorul Dumnezeu și cu ajutorul lui am învins. Sunt pacient din 2005, vin din zona Olteniei, la recomandarea doctorilor din zona București am ajuns aici. Dumnealui era un om deosebit, profesional, profesionist bun și în același timp apropiat foarte mult sufletește de pacient. Din punct de vedere profesional, ireproșabil. Din punct de vedere al seriozității, al operativității, al numai cuvinte la superlativ, și domnul doctor, o mână de fier, o persoană deosebită. Și a lăsat tineri pregătiți și restul personalului foarte pregătiți, a lăsat și bineînțeles, ținând cont că a fost ctitorul acestui institut de cardiologie, cred că nu-l voi uita niciodată.